Fetele de la CSS Dunărea Giurgiu au terminat turul pe locul 10, la egalitate de puncte cu ocupanta locului 9. Poziția din clasament le conferea la acea vreme șanse mari de a rămâne în divizia A, dar între timp au survenit schimbări care atenuează șansele echipei noastre. Capitanul și golgheterul echipei, Alexandra Georgescu, a fost nevoită să părăsească echipa pentru că nu mai este plătită și s-a mutat în divizia națională. Nici celelalte jucătoare nu stau bine cu moralul pentru că nu și-au primit indemnizația de joc din luna septembrie, iar pe viitor nu o vor mai primi deloc. Data de 1 februarie, la ora 18, la sala polivalente, vom avea primul meci din returul campionatului Divizia, meciul cu CS Rapid CFR București. Un meci greu pentru că și perioada noastră de pregătire a fost făcută cu sincope, este începutul de an. Fetele de la București s-au antrenat la București, cele de la Giurgiu la Giurgiu. N-am putut decât o singură dată, joia trecută, să ne reunim. Meciul de sâmbătă cu Rapid București nu este unul tocmai simplu, mai ales că în prima înfruntare directă din tur, bucureștencile ne-au învins la 9 goluri diferență. Rog și invit spectatorii giurgiuveni să vină la sală, pentru că, încă o dată o spun, handbalul feminin este foarte frumos și au ce să vadă. Așa că la ora 18 porțile sunt deschise, nu se plătește nimica și sperăm ca să facem prima victorie pe acest an. Partida de la Giurgiu se va desfășura la sala Cionsei Hardy cu începere de la ora 18. Apoi, în etapa a treia a returului, CSS Dunărea Giurgiu va juca în deplasare cu Spartak București.